Cea de-a treia ediție a evenimentului va avea loc pe 16 și 17 mai, spune Ion Călinoiu, președintele Consiliului Județean Gorj. Primele două ediții au avut loc la Craiova. Acest forum va fi organizat la cea de-a patra ediție? La a treia ediție. Cele două s-au organizat la Craiova. Anul trecut, fiind prezenți acolo, mi-am asumat responsabilitatea că trebuie să-l organizăm la Gorj, deoarece județul Gorj reprezintă prin oportunitățile de dezvoltare un pol economic important pe regiunea Oltenia. Și simpozionul va avea două teme, polul energetic sau domeniul energetic și turistic. Ca și în edițiile trecute, la eveniment sunt așteptați să participe miniștrii, președinții de consilii județene din zona Olteniei, reprezentanții misiunilor diplomatice din România, primari, dar și oameni de afaceri din regiune. Aici nu e vorba de a merge în ideea că sperăm că vom obține ceva. Mergem să organizăm aceste activități ce sunt în sfera responsabilității administrației publice locale și nu numai, iar aspectul regional contribuie și mai mult la punerea în valoare a potențialului economic comun a regiunii și aici înseamnă investiții, aici înseamnă investitori, aici înseamnă, pe urmă, consecințele pe care le urmărim cu toții ca să fie lucruri mai bune pentru fiecare om în parte. Autoritățile au considerat că de această dată este necesar ca acest eveniment să aibă loc la Târgu Jiu, pentru că județul Gorj reprezintă un pol economic important în regiunea Olteniei.